Salut, sunt Alex și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft, lumea lui Alex. Ei bine, trebuie să recreăm o lume nouă pentru că dați-mi voie să vă explic pe parcursul videoclipului. Da. Ei bine, am reușit în splendoarea mea, în inteligenta mea minte, să șterg Alex World fără să-mi dau seama, desigur, și pe care am dat și un bonus chest. Hai să luăm bonus chest ăsta. Am reușit să fac asta pentru că nu am... N-am fost atent, adică am dat un wipe la Minecraft, vreau să fac niște chestii șmechere cu moduri și până la urmă n-am fost atent și am stricat absolut tot. Deci, da, Alex World nu mai există, trebuie să recreăm altă lume. Dacă susțineți faptul că vreau să recreez altă lume și vreți să mai crez, să mă țin de seria asta, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că voi recrea și pe rețele abonaților în scurt timp. Deci noi câte like putem să strângem la acest clip. Chiar vreau să strângem 600 de like-uri dacă se poate, chiar și foarte, foarte fericit. Dar hai acum să vedem ce putem să facem noi pe aici. Dați așa 2 secunde. Ce putem noi să facem pe aici? E o lume nouă, posibilități noi, putem să facem multe, multe chestii. Dar eu aș spune să începem prin luarea unei pietre, că totuși după putem să ne facem unelte de piatră și ar fi mult mai bune decât toporul ăsta al meu de lemn pe care l-am în momentul de față. Și hai să pun și eu, știți ce ar merge? Ar merge să pun un resource pack. Hai să punem resource pack-ul. Ăsta e destul de șmecher. Grazer. Doar că... Da, e buguit. Da. Poate nu ăsta. Poate ăsta merge. Nu știu. Ăsta? Hai, te rog. Da. Uite, ăsta merge. Deci putem să folosim resource pack-ul ăsta. E mai ok. Lumea din Minecraft este mult mai deschisă la culoare când folosim resource pack-ul ăsta și... Adică are un contrast mai frumos, un vibrance, o chestie. E mult mai tare. Asta e ideea. Asta e raw. Da, nu pot să-l mănânc. Adică pot să-l mănânc, dar nu-mi dă saturare deloc. Și pe aici e ce mai am. Am ăsta pe fast. Ar trebui să-l am pe fancy, că... Generată mai fain pe fancy, nu? Pare mai așa, mai Minecraft-y. Oricum am 300 și ceva de frame-uri și n-am ce să fac. E și pe V-Sync. Asta punem la hotbar. Hai la hotbar, că mă ajută cât de cât. Da. Hai să continuăm aici. Am luat și pietre. Hai să facem un... A, asta e nașpa. Fiindcă este pentru versiunea veche de Minecraft, nu prea putem să-l folosim properly. Resource pack-ul. Și cam avem nevoie de el la început acum. Deci hai să punem resource pe costa pentru că e șmecher. Elven Landite. E șmecher, nu știu dacă îl mai țineți minte voi. Îl foloseam la începutul primei serii. Adică, na. Și acum, practic, hai să spunem că noi continuăm aventura de la episodul de la care am rămas. Dar totuși, începem o lume nouă. E ca și cum cei care urmăresc seria o să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat. O să fie ceva super. Asta e părerea mea că ar fi mai bine să facem. N-ar trebui să o luăm de la zero și cu episoadele și cu toate chestiile astea. Adică e destul de useless să facem chestia asta. Bă, oarecum e mișto texture pe ăsta, dar nu mă pot obișnui că el e prea ciudat. Trebuie altul mie. O să mai caut. Hai să continuăm, dar nu pot să schimb culorile la Minecraft, gen? Ia stați așa. Shader-ii știu că pot să pun, nu-mi trebuie mie asta. Asta are? Vignette. Effects. Ia, băi, ești nebun. Fast. Lasă-mă fast, hai. Dar cum pot să fac oare chestia asta? Ce mișto ar fi. Full screen mode. Default. Auto save. 30 de minute. Da, nu cred că pot să fac chestia asta. Să bag culori și chestii de astea. Better grass. Nu știu, ciudat. E chiar ciudat. Acum ne-am făcut asta, hai să mai luăm lemne și să vedem ce putem să mai construim. Că vreau să mă apuc de o casă în seara asta, adică de o casă din asta așa. Plus că vreau să găsesc, e foarte, foarte important, am zis. Aș putea să omor găinile totuși, că o să rămân fără mâncare dacă nu voi omor găinile. Vreau să găsesc oi pentru a-mi face un pat cât mai repede posibil. Și se pare că am găsit și o mină de început, ceea ce este super, super, dar cred că o să mergem prin mină pe acolo. Știu melodia cu Don't Mind at Night, dar noi totuși va trebui să mergem la mine noaptea, pentru că nu avem altă soluție în momentul de față. Că o să se facă noapte probabil. Nu știu exact în cât timp, pentru că nu am o din asta, un timer sau ceva ca să văd în Minecraft când se face noapte sau zi, dar e ok, zic eu. Asta să văd 2 secunde. Băi, aș putea să intru în mine, zic eu. Chiar ar fi o idee bună. Și de ce? Pentru că pot să iau căulul și o să am nevoie pentru arderea fierului, deci să sperăm că găsim și fier, practic. Da, nu știu dacă o să găsim. Încercăm.
Dar e ok pentru că luăm coal, mai facem și niște nivel. Lucruri bune se întâmplă. Sperăm acum că lumea asta o să fie mai distractivă decât cealaltă. Nu știu, parcă de cealaltă mă displictisisem. Adică, pe asta am făcut-o un pic mai grea. Nu știu dacă mai știți, dar la lumea cealaltă am făcut să se găsească diamantele mult mai ușor. E bine, la asta n-am umblat la chestia aia, deci o să se găsească diamantele foarte greu. Nu știu dacă vă plăcea vă chestia aia sau nu. Pentru că nu prea vedeam în comentarii care se plângă sau să spună wow ce tare sau chestii din astea, nu primeam niciun feedback. Dar, e bine că am găsit fier în primul rând. Dar am să lăsăm lumea asta default și nu se găsesc diamantele la mai ușor sau chestii din astea. O să fie o lume default de Minecraft, o lume de survival. Hai să folosim și ăsta pe care l-avem. Am putea pur și simplu să mai luăm niște piatră, pentru că vreau să mă cățăl pe aici. Ca să mă duc să iau tot fierul pe care îl găsesc, ca să îmi pot face armură destul de repede. Încă e importantă chestia asta. Uite, hop, hop, hop. Uite așa. Două bucățoaie de fier. Și de acolo pot să iau o stâlță de apă, dar nu mă interesează că apă, da, apa nu e un mare minereu. Și pe aici e. Ce găsim noi? Găsim un loc cu un schelete care trebuie să... nu, trebuie cu ăsta. Scheleții trebuie să moară, bă, că sunt prea periculoși. Așa, bun. Bă, nu mai am mâncare, asta e chestia, dar... cred că o să mă descurc oricum și fără, nu știu. Încerc. Ia să pun și ăsta aici să văd cât fier strângem. Ne-ar ajuta să știm chestia asta. Și ia să vedem cum arată cu shader pe aici. Cu ăsta, medium. Care arată el destul de nașpa, dar e aici, ce să zic. Mă, arată bine. Toate că se pot găsi și shader-e mai șmechere, ceea ce cred că o să și caut, dar arată bine shader-ul ăsta, ce să zic. Știți ce vreau să facem? Vreau să facem niște torțe, să vedem dacă atunci când ținem torțele în mână, ilumină. Da, e shader-ul ăla șmechere în care ilumină. Dacă vreți să știți cum se numește shader-ul, Mr. Meeps, acesta este numele shader-ului. Deci da, puteți și voi să-l descărcați, este un shader interesant, chiar îmi place. Se vede ciudat oarecum, pe aici vedeți, are așa ca într-un film, parcă aș pune color grading pe un vlog. Dar eu cred că este fain, nu știu. Toate că o să mai caut niște shadere mai frumoase decât asta. Asta nu e bun decât dacă e soare, dacă e soare se vede și mai bine. Dacă e întuneric se vede foarte nașpa cu shaderul ăsta, vedeți și voi. Dar partea unde e soare chiar se vede superb. Hai că ne uităm. Imediat. Așa se plege și astea. Bă, nu știu, avem 26 fier, nu știu. Nu mai știu exact cât îmi trebuie pentru armură full plus niște unelte. Cred că am destul, nu știu. Dar aș putea să ies dacă vreau. Hai să ies și să nu mai pierd viața pentru că am văzut cumva fier, coal? Nu. Hai să ies pentru că nu mai vreau să mai pierd nici timpul. Stai așa, facem așa. Nu. Nu asta. Uite așa. Am auzit un zombie și nu vreau să-l mai aud. Dar, între timp, noi chiar dacă am auzit un zombie, trebuie să ne mobilizăm și să găsim, să punem la prăjit mâncare. Pentru că, vedeți și voi, deja rămân fără hrană și nu e bine chestia, nu e bună chestia asta. Oh, nu știam de cât timp înregistrăm, de-aia am făcut asta. Și acum știu, de 8 minute. Am rămas fără hrană și nu e bine deloc. Trebuie să găsim oi ceva ca să și dormim și... Doamne, dacă am găsit un sat de villager, ce bine ar fi, dar nu prea cred. Și încolo dacă mă duc, o să fie muntele. Iar eu vreau o lume frumoasă, o lume cu soare, nu vreau munte cu fucking zăpadă. Încă a trecut sezonul zăpezii, dacă e poate ne mutăm când o să vină iarna, dar deocamdată vine vara la noi, nu vine iarna, bine zic, în realitate. Și mi se pare destul de nașpa să locuiesc într-o lume cu... ce mișto așa. Într-o lume cu din ăla cu zăpadă, dar la mine afară în realitate să fie soare, frumos, vară, vacanță și o să stau cu iarna aia urâtă. Ce să zic eu? Cred că încolo ar fi mișto să mergem. Nu știu. Toate că avem pădurile astea uriașe aici, asta e foarte fain pentru că pierzi viața ca prostul. Asta e foarte fain pentru că putem oricând să intrăm în pădure să facem roz de lemn. Nu mai am deloc viață, dacă dau de un vreun mob sunt mort, de aia zic că ar trebui să ies, după părerea mea. Nici nu mai pot să alerg pentru că mi s-a dus tot hunger-ul. Dar e ok că parcă pe versiunea asta nu mai mor dacă rămâi fără mâncare. Doar te așteaptă să mănânci, na.
Uite aici e un fel de pajiște, ceea ce e frumos, și avem și niște băltoși de unde ne putem face rost de apă. Și am dat de niște porci! Ok, cred că pe aici putem să ne facem și căsuța. Pentru că e un loc frumos, trebuie să recunosc. Chiar e un loc frumos. Și... spargem tot, ce trebuie. Spargem, da, asta, așa. Vreau să ne apucăm frumos de un furnal, să facem un furnal. Hop. Și trebuie să punem la prăjit, tati, n-avem timp. Pune raw chicken, pune orice la prăjit să mâncăm. Omoară porcii. Bam! Mă duc și luăm și pe ăsta, dă și pe mine mai multă mă, carne, nu-mi dă numai una. Și bang! 3. Hei! Am căzut! Sună telefonul, what the fuck? Ai, frate, nu, am treabă. Așa, bun. Dau secunde, că m-am blocat aici. Și trebuie să ies. Cum ies, mă, de aici? Not this, you fucking moron. Mamă, ce mă enervează torțele astea, se splituiesc, se... Sunt stresante, rău. Ok. Hai mă, ieși, așa, bun. Se face ăla, da, hai să mai omorâm și porcii. Șpang! Și șpang! 6 cărni de porc. Și ăștia de aici ar trebui omorâți. Bine, ei sunt simpatici așa, dar trebuie să mă hrănesc și eu într-un fel, nu? Șpang! Șpang! Bine. Șpang! Bine, mamă, ce bine mă mișc. Șpang! Gata cu porcii, i-am lichidat. Așa, hai să mergem acum să ne luăm cărnița care a rămas în furnal. Să facem chestia asta pentru că avem nevoie de chestia asta. Hai odată, Doamne, zici că am alergat un maraton și t-ai obosit. Ok, hai să mâncăm asta. Și să punem și carne de porc repede, repede. Hai să facem și să mâncăm repede. Să facem să mâncăm repede. Bravo, Alex. Și iar ai mâncat mă două. De fapt, dacă mi s-a încărcat viața, e ok. Și acum, dacă stau să mă gândesc că vine iarna. Noaptea, pardon. Bă, măcar am de asta destulă cât să mă protejez cât de cât. N-am găsit oi, ceea ce-i nașpa. Dar cred că am să mă descurc și fără oi. Uite așa, nu? Hop. Și cred că da, așa. Că n-am cum să intre dacă fac de două blocuri. Nici nu are cum să intre niciun mob. Și cam atâta, că în rest nu cred că am ce să fac. Sunt pe dificultatea normal, da, nu vreau să umblu aia. Dacă o fac mai greu, niciodată nu mai termin. Și acum chestia e că nu vreau să fac mai mult de atâta pentru că aș pierde timpul și neavând un pat să dormim, o să stăm cu seară și nu-mi place chestia asta. Da, deci va trebui să încheiem episodul aici pentru că da, va trebui, simplu. O să trească să mai fac un furnal, dar nu știu dacă mai am... Ai, cred că mi-ajunge. Da, e bine, wow. Ok. Și dăm și niște din asta așa. Hop, hop. Da. Păi lume, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați desigur și butonul de like, pentru că știți că mă ajută mult și pentru dacă mai vedeți seria asta să fie postată în continuare, uitați un clipper. Eu am fost Alex și noi ne vom revedea la viitoare. Pa, pa.